Bine ați venit la Mănăstirea de Drăgân și îmi cer scuze de faptul că am depășit termenul de început, dar și slujba de pomenire nu am putut să o grăbim, deși am căutat să o condensăm, să o concentrăm cât mai mult, pentru că, fiind rugăciune, intrăm în legătură cu cei care au plecat dintre noi din slujba Parastasului. Și niciodată nu mi se pare că este suficient de rugăciune pentru cei plecați dintre noi. Aș vrea ca, înainte de a începe, să facem o scurtă rugăciune, să cerem ajutorul lui Dumnezeu ca lucrul pe care îl vom face și se va, lucrurile care se vor vorbi să fie cu binecuvântarea lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângăitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești și toate le primești, Vistierul Bunătăților, Ștătătorule de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Hristoase Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, miluiește-ne și ne mântuiește de noi.